Ridicăm în picioare pentru câteva secunde să citim cuvântul Domnului care ne va vorbi în această dimineață. Este de la Matei, de la capitolul 6, începând cu versetul 1. Aș vrea să, cu îndeplin de respect, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu care vrea să ne vorbească. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în această dimineață din Matei, capitolul 6, începând cu versetul 1 și ne spune: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Almiteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, în această dimineață vom face un mic studiu biblic. Nu va fi o predică în care o să auzim aleluia, slăvit să fie Domnul. Nu vom auzi lucrurile acestea, dar aș vrea să fim cu luarea minte. De ce vreau să spun lucrurile acestea, frați și surori? Pentru că înainte de a lua hotărârea să vorbesc din acest text, din aceste versete care ne stau în față în această dimineață, aș vrea să vă spun că am înțeles că este voia lui Dumnezeu și Biserica Muntele Sionului în această dimineață are nevoie de această învățătură. Și aș vrea să începem cu primul verset care este foarte important. Și eu l-am notat aici în Biblie la mine și am scris așa: important. Și dacă ne uităm încă de la primul verset, primele două cuvinte, frați și surori, ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu? Luați seama. Adică, ce înseamnă lucrul acesta pentru un om care vrea să meargă pe o cale care duce spre cer? Pentru că multe căi par că sunt bune, dar este una singură care este Domnul Iisus Hristos. Și știind aceste lucruri, frați și surori, că multe căi nouă ni se par bune, dar una singură duce sus la ceruri, la Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul Dumnezeu vine și ne îndeamnă în această dimineață: luați seama pe unde mergi, ce calci, pe unde îți calcă piciorul, ai grijă. Este o atenționare, frați și surori. Încă din primul verset, primele cuvinte pentru noi în această dimineață este o avertizare foarte importantă. Luați seama, frați și surori, ca să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră. Lucrurile care vom discuta în această dimineață, frați și surori, sunt lucruri care, cum vedem în acest verset, sunt lucruri foarte importante pentru trăirea fiecărui creștin. Aș vrea să fac o afirmație încă de la început. Nu poți să te numești creștin, nu poți să ai pretenția ca să mergi în ceruri, nu poți să spui doar din gură că tu crezi în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău și lucrurile despre care vom vorbi în această dimineață să nu existe în viața ta. Haideți să luăm aminte, luați seama, frați și surori, încă de la început cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează. Luați seama, pentru că este foarte important. Nu poți să te numești creștin și următorii pași care vom vorbi în această dimineață să nu îi ai în viața ta. Dacă nu ai unul sau dacă ai algunul, dacă ai vreunul care nu este conform voii lui Dumnezeu, să știi că e baie. Să știi că calea pe care mergi s-ar putea să nu fie calea cea bună. Să știi că s-ar putea calea pe care mergi și drumul pe care ai luat-o să nu fie drumul către cer. Să ți se pară doar că este calea cea bună. De aceea repet în această dimineață acest cuvânt. Luați seama, frați și surori. Pentru că pentru neprihănirea noastră, pentru trăirea noastră, pentru sfințenia noastră, pentru curățirea vieții noastre, cuvântul lui Dumnezeu, și evanghelistul Matei în această dimineață ne-a lăsat, putem să tragem din capitolul 6, 6 învățături de bază, care sunt foarte, foarte importante. După aceea,
Un alt lucru iarăși foarte important la care trebuie să luăm seama. Toate lucrurile care vor urma în continuare, cele 6 puncte foarte importante care nu trebuie să lipsească sau unele care nu trebuie să fie în viața creștinului, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Înaintea oamenilor să nu fiți văzuți când le faceți aceste lucruri. Deci sunt lucruri, frașilor, care trebuie să fie făcute unde? În viața ta, în inima ta, în mintea ta. Aceea ce tu faci nu trebuie să faci ca oamenii să fie cei care să te vadă. Pentru că de aceea spune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că pentru toate cele 6 puncte, spune Cuvântul lui Dumnezeu foarte important, dacă ne uităm, almiter nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Pentru fiecare lucru, frați și surori, avem o răsplată pe care noi o vom primi. Răsplata pe care noi o primim în primul rând că noi ne pregătim și cum spune în prima parte a versetului, luăm seama ca neprihănirea noastră să crească, să fim mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de aproapele nostru. Iar în ultimul rând, frați și surori, să nu ne trecem de această limită pe care Biblia ne-o lasă, ca să facem lucrul acesta cum făceau fățarnicii, cum făceau fariseii, cum făceau cărturarii, cum făceau lucrările care le făceau ei. Deci, cu alte cuvinte, frați și surori, haideți să luăm bine seama și repet, nu există viață de creștin fără aceste lucruri. Primul lucru despre care vreau să vorbim este încă de la versetul 2. Spune Cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Tu, adică eu și tu, este un lucru care nu vorbește Biblia că este în grup. Este ceva personal. Tu, frate și soră, eu și fiecare dintre noi în această dimineață. Tu, dar când faci ce? Milostenie. Este unul dintre lucrurile foarte importante, frați și surori, în viața unui creștin să existe milostenie. Vreau să fac încă o remarcă foarte importantă, să nu confundăm milostenia cu colecta, cu dărnicia pe care noi o facem, cu facerea de bine. Milostenia nu este aceea ce eu plătesc cotizație. Milostenia nu este o lucrare pe care eu o fac ca să punem aere condiționate, dau un exemplu. Milostenie înseamnă ce? Haideți să vedem mai departe. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe. Cu alte cuvinte, nici înăuntru, nici în sinagogă, nici în adunare și nici în ulițe, nici afară. Lucrarea aceasta trebuie făcută cum? În ascuns. Pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Vreți, frați și surori, atunci când faceți o dărnicie, să vă luați răsplata, să vadă cineva? Spune Cuvântul lui Dumnezeu tot aici, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Milostenia ta să fie făcută în ascuns. Ce înseamnă acest lucru, frați și surori? Înseamnă că trebuie să fim foarte discreți cu aceste lucruri. Este un lucru care este foarte important. În momentul în care vezi pe fratele tău că are nevoie și tu îi spui, e frig și nu are cu ce să se îmbrace și spune Biblia că tu îi spui, du-te și încălzește-te și Domnul să te binecuvinteze. Ai rezolvat această problemă? Nu. Dacă nu bagi mâna în buzunar să scoți ceva, bani, pe românește spus, frați și surori, dacă nu bagi mâna în frigider să scoți ceva de mâncare și dacă nu bagi mâna în dulapul tău să scoți niște haine, ai rezolvat problema celui frate? Iar dacă bagi mâna în buzunar, în frigider și în dulap, să nu știe nimeni. Să nu știe nimeni, frați și surori. Este una dintre lucrările care este foarte importantă.
De ce? Că este strâns legată de porunca pe care Domnul Iisus ne-a dat-o. Care este, frați și surori? Care este singura poruncă care ne-a dat-o Domnul Iisus? O zis, nu vă dau o poruncă nouă, ci această poruncă este de mult, este să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Această poruncă, această lucrare, frați și surori, din Matei 6, credeți că este la voia întâmplării, că este prima lucrare pusă după această mare avertizare? Luați seama! Credeți că este la voia întâmplării că Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Matei ca să scrie primul lucru, milostenie? De ce ne-a scris acolo alte lucruri? De ce credeți voi că a scris primul lucru acesta? Pentru că este foarte important. Și dacă nu împlinim această primă lege, primă poruncă și cea mai importantă poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, toată învățătura care o vom primi în această dimineață nu va avea efectul care trebuia să-l aibă. Pentru că în primul și în primul rând un om care are inima, buzunarele și casa închisă nu poate să aibă o viață de creștin. Cum am spus mai înainte, frați și surori, nu poți să te numești creștin și nu poți să ai pretenții că vei ajunge în cer cu Domnul Iisus dacă nu există în viața ta lucrul ăsta. Pentru că dacă nu există, înseamnă că tu nu împlinești ceea ce spune cuvântul Domnului. Înseamnă că buzunarele tale sunt cusute. Nu mai ai buzunare. Înseamnă că frigiderul tău este cu lacăt și ai aruncat cheia de la lacăt. Înseamnă că dulapul tău este închis și nu ai ce să dai. Înseamnă că inima ta însă și este închisă, frați și surori. Și pot să spun eu, spune cuvântul lui Dumnezeu, pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu care nu-l văd, dacă nu-l iubesc pe fratele meu care îl văd, pe cel de lângă mine? Pot să spun acest lucru? Din gură, da. Dar cuvântul Domnului spune că nu. Nu pot să-l iubesc pe Dumnezeu care nu-l văd și să-l urăsc sau să nu-l ajut, să nu fiu de partea aproapelui meu, de partea prietenului meu, de partea fratelui meu care trece prin suferință. Haideți să mergem la un al doilea pas, frați și surori. La versetul 6. După ce am văzut că, în primul și în primul rând, un creștin trebuie să aibă inima deschisă față de aproapele lui, față de cei din jurul lui, față de cei care duc lipsuri, un al doilea lucru care ne-l cere Dumnezeu este, ci tu, nu este opțiune, nu este o dacă vrei, când vrei, ci spune, ci tu când te rogi. Rugăciunea, frați și surori, este al doilea pas care trebuie să fie în viața creștinului. Fără rugăciune, frați și surori, nu cred că poate un creștin în vremurile acestea să trăiască. Nu cred că poți să duci o luptă spirituală în care fiecare creștin este angrenat în aceste vremuri din urmă fără o viață de rugăciune. Nu cred, frați și surori, că un creștin care nu are o viață de rugăciune, care nu se roagă niciodată sau se roagă doar așa de pe buze, nu cred că este un creștin care poate să aibă pretenția că va ajunge acolo în ceruri. De ce, frați și surori? Pentru că rugăciunea este o luptă. Noi ca și creștini suntem angrenați într-o luptă împotriva vrășmașului nostru care este diavolul. Și dacă noi nu ne luptăm, frați și surori, și lupta noastră, ce spune cuvântul Dumnezeu? Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Nu avem de luptat împotriva fraților, împotriva surorilor, împotriva vecinilor, împotriva prietenilor, a colegilor, a șefilor. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci noi avem de luptat împotriva diavolului, frați și surori. Iar un creștin care nu are luptă, care e lăsat de diavolul și nu are nicio luptă, dați-mi voie să vă spun un lucru, frați și surori, și ascultați, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, luați seama în această dimineață, înseamnă că ești biruit de diavolul. Dacă diavolul nu mai vine la tine să se lupte,
dacă diavolul nu mai vine la tine să te ispitească, dacă diavolul nu mai vine să-ți aducă poveri, să-ți bage bețe în roate, înseamnă că ești al lui. Frați și surori, haide să nu ne înșelăm singuri. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este foarte important și diavolul este foarte șiret. Diavolul, cum am mai spus, și știți și voi, diavolul în lupta, în războiul pe care noi îl avem, niciodată nu va lua ostatici. Diavolul va veni și te va distruge. Și el știe că singurul lucru care poate să-l distrugă pe el este rugăciunea ta. Diavolul nu se teme de cel mai puternic om din lumea aceasta. De cel mai mușchiulos, de cel mai puternic, de cel mai bătăuș din lumea aceasta. Diavolul nu se teme. Diavolul știți de ce se teme? De un copil din acesta micuț, care își pleacă genunchii și spune: Doamne Iisuse, ai milă de tata și de mama. De rugăciunea acestor copii, începând de la ei, de rugăciunea ta, frate și soră, în această dimineață, diavolul fuge. Tu, prin rugăciunile tale, ascultați-mă bine ce vă spun în această dimineață, nu sunt lucruri noi, dar aș vrea să le memorăm în mintea noastră, pentru că sunt lucruri foarte importante în viața creștinului. Noi, prin rugăciunea noastră, îl legăm pe diavolul, îl limităm pe diavolul în lucrarea pe care el o are împotriva noastră. Iar dacă noi nu ne rugăm, nu avem o viață de rugăciune, dacă noi nu-l legăm pe diavolul, diavolul ne va lega pe noi. Frați și surori, haideți să fim conștienți în această dimineață. Ori noi, ori el. Și de aceea vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: când vă rugați, frați și surori, pentru că rugăciunea este un lucru foarte important în viața credinciosului. Pentru că, repet, frați și surori, rugăciunea este o luptă. Gândiți-vă numai la Domnul Iisus Hristos. S-a dus în grădina Ghețimani și s-a rugat acolo și spune că sudoarea lui se transforma în sânge. Gândiți-vă lupta care el a avut-o în momentele acelea. Care este lupta noastră când noi trecem prin încercare? Care este lupta noastră când noi trecem prin probleme? Avem luptă. Dacă nu avem lupta în rugăciune, frați și surori, ca să putem să biruim orice lucru prin rugăciune, suntem biruiți atunci. Și după aceea știți ce să facem? Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Borborosiți aceleași vorbe la versetul 7. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Atunci când noi avem o viață de rugăciune slabă și nu avem luptă, suntem legați de diavolul, vom începe să borborosim cuvinte, vom începe să ne rugăm aiurea, vom începe să nu avem rugăciune, să nu știm pentru ce să ne rugăm, să... De ce? Pentru că nu mai avem certitudine în mintea noastră. Nu mai suntem cu mintea limpede, frați și surori. Mai departe vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, ne dă un îndemn, cum trebuie făcută rugăciunea. Tot la versetul 6 spune, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău, care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Aș vrea să fac o distinție din start. Dumnezeu nu îți va răsplăti că tu te rogi și îți va da bani pentru nu știu ce. Dumnezeu nu îți va răsplăti că tu te rogi. Răsplata pe care tu o ai că te rogi, la acest lucru se referă cuvântul Dumnezeu, la răsplată, că tu te rogi pentru problema ta și răsplata ta vine când problema ți se rezolvă. Nu vei avea, eu mă pun și mă rog și aștept ca Dumnezeu să mă binecuvinteze să am bani. Nu așteptați răsplată pe care de multe ori poate ne așteptăm. Mă duc, mă rog, fac un lucru, fac celălalt. Nu vom avea răsplată
omenească. Iar dacă noi așteptăm răsplată omenească, frați și surori, cu acea răsplată vom rămâne. Eu prefer ca răsplata mea în urma rugăciunii să fie răspunsul la rugăciune din partea Domnului. Altă răsplată eu nu vreau. Eu vreau să mă rog ca Dumnezeu să rezolve o problemă și eu răsplata mea este ca problema aceea să fie rezolvată în numele Domnului Iisus. Mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată cum trebuie să vă rugați. Este rugăciunea Tatăl nostru. Aici o să trec puțin mai repede peste ea, pentru că la rugăciunea Tatăl nostru este un adevărat studiu pe care ar trebui să ne ia cam în jur de o oră, doar să ne uităm peste ideile care sunt. Dar aș vrea să ne oprim câteva secunde la aceste lucruri. Iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, frați și surori, în primul și în primul rând în rugăciune, cui trebuie să mă rog? Tatăl nostru. Deci, în primul și în primul rând, eu trebuie să mă rog lui Dumnezeu, Tatăl. În numele Domnului Iisus ne învață Scriptura, pentru că însăși Domnul Iisus Hristos a spus, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cere orice veți vrea și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dar rugăciunea trebuie adresată lui Dumnezeu, Tată. Este un Tată. Noi trebuie să fim conștienți de relația care noi avem cu Dumnezeu. Nu este șeful nostru care după ce îi spunem problema noastră, după aceea să vină și să ne dea ce ne trebuie, știți la ce mă refer, adică să-și bată joc de noi și să râdă, nu este un om, ci relația noastră este tată-fiu. În rugăciune noi trebuie să fim conștienți că mergem înaintea lui Tata. Și eu când mă duc înaintea lui Tata, îmi aduc aminte că mergeam eu și voi și copiii voștri când vin înaintea voastră, cum vin? Cu frică? Tremurând? Cum vin? Cu bucurie. Când ajungi acasă de la lucru, cum te întâmpină copiii? Când nu te-au văzut câteva zile sau poate nu te-au văzut câteva ore copiii, cum vin la tine ca și tată? Cu frică? Vai de tine dacă vin cu frică. Vin cu bucurie. Vin cu inima deschisă. Și începe și îți povestește, din toată inima, îți povestește ce-o făcut, unde-o mers, cum a fost, cu cine a fost. De la un moment dat îți vine să zici, mai lasă-mă un pic, dar vine la tata. Cum trebuie să mergem noi în rugăciune, frați și surori? Cum? La fel. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune, însăși Dumnezeu spune în cuvântul Lui că El este Cel care dacă îi cerem lucruri bune, El ni le dă cu bucurie. Dacă noi, copiii noștri, ne cer o pâine, noi ce îi dăm, o piatră? Nici vorbă! Noi dacă ne cere copilul nostru o pâine, noi nu-i dăm o pâine, noi dăm și pâine și mai dăm ceva, mai dăm și o bucată de cârnat sau o carne sau ceva pe lângă el. De ce? Pentru că ești tată! Îi dai mai mult decât îți cere. Care ar trebui să fie relația noastră cu Dumnezeu, care este Tată, frați și surori? În rugăciunile noastre. Că El este Tatăl nostru. Dar al doilea lucru care ne atenționează, să nu uităm că acest Tată este în ceruri și că El este Sfânt, El este drept, El este un Dumnezeu care ne cunoaște și înaintea căruia suntem cum? Goi și descoperiți. Nu putem să mergem cu mișmașuri și nu putem să mergem cu interese personale, nu putem să mergem cu alte lucruri, ci noi trebuie să mergem cum? Ca și un copil. Însăși Domnul Iisus Hristos a zis, lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca și ei. Cum au venit copilașii la Domnul Iisus? Stresați? Când au venit copilașii? Când vine un copil la tine? Doar când are probleme? Când are necazuri? Când nu mai are nimic, atunci vine la tine? Merge copilul pe bază de interese, pe bază de câte pixuri are în penar, câte caiete are nevoie de la școală, câte carioci, dacă mai are, când are nevoie de haine, vine la tine și spune prea bărite, tată, am venit să
să-ți mulțumesc că ești tata. Așa vine copilul nostru la noi. Și începe să spună o poezie din aia că, nu, așa vin copiii noștri la noi. Și de ce nu vin așa? Pentru că relația dintre noi și Tatăl Ceresc ar trebui să fie aceeași. De ce noi mergem cu poezii înaintea lui Dumnezeu? De ce? Pentru că noi când nu mai avem papuci, dau exemplu, atunci ne uităm, Doamne, am nevoie de papuci. Când am papuci, mă uit, sunt papuci bune, ăștia vreo 6 luni de zile nu mai întreabă. 6 luni de zile nu mai mă uit în sus. Când am nevoie de o geacă, atunci, Doamne, de ce? Pentru că noi de multe ori, frați și surori, mergem doar pe interes. Îmi aduc aminte o poveste care are un înțeles foarte important pentru noi în această dimineață. Ce vreau să o spun în această dimineață, zice că era un om care vroia să treacă un pod, care la intrare pe pod scria, nu treceți, pericol de cădere. Ajunge primul om acolo când vede cartelul, se pune în genunchi și începe, Doamne, te rog să mă păzești, Doamne, te rog să mă ocrotești, Doamne, te rog să nu mă lași, Doamne, te rog să fii cu mine, Doamne, să păzești tu podul ăsta să nu se rupă. Și începe și face creștinul acesta, face o rugăciune din aceea de ți se rupea inima. Și trece. Și se rupe podul. În urma lui vine altul și spune, se uită la cartel, nu zice nici Doamne ajută, nici nimic. Și trece și el. Cu primul se rupe podul, frați și surori. Omul de rugăciune, om al rugăciunii. Și atunci cineva care a văzut acea situație zice, eu nu mai înțeleg. Ăla a stat acolo jumătate de oră și s-a rugat și s-a rupt podul cu el și ăsta că a trecut și s-a uitat la cartel așa lung numai și a trecut fără să zică nici Doamne ajută, nu s-a rupt și nu s-a întâmplat nimic. Care-i învățătura? Și atunci învățătura este în felul următor. Cel care a venit, s-a uitat la cartel și a trecut ca și cum n-ar fi nimic, ăla era un om al rugăciunii, care el se ruga acasă. De fiecare dată el nu pleca de acasă fără rugăciune. Era un om care cerea binecuvântarea lui Dumnezeu înainte de a pleca acasă pentru întreaga zi. Și el când a văzut acel cartel, el a știut că s-a rugat pentru ca Dumnezeu să-l păzească, să-l ocrotească, de aceea nici nu mai zis, Doamne ajută. Iar celălalt om era omul care niciodată nu se ruga. Dar când vedea pericolul, atunci se punea el pe genunchi și se ruga. Jumătate de oră. Atunci îi venea duhul de rugăciune, când vedea că e apa deja la genunchi. Frați și surori, care suntem noi în această dimineață? Din care categorie facem noi parte? Din partea celor oameni care au o viață de rugăciune, care au o viață, care trăiesc împreună cu Dumnezeu, sau oamenii aceia care mergem, facem în timpul, eu mă aduc aminte, înainte de a mă întoarce la Domnul, știți cât era rugăciunea mea? Așa am învățat eu de la bunici. Când mă spălam pe față, cât mă ștergeam cu prosopul pe față și pe mâine, atât era rugăciunea mea, Tatăl nostru. N-am apucat niciodată să o spun. Când ziceam Tatăl nostru, eram gata. De ce? Pentru că întotdeauna căutam să mă șterg cât mai repede. Dar eu mi-am făcut rugăciunea. Eu consideram ca și copil mic, mergând la școală, și asta eu așa am învățat de la părinții mei, că să-ți faci rugăciunea. Frați și surori, credeți că este îndeajuns rugăciunea aceea pe care noi de multe ori o facem? Doamne, binecuvintează Tu misionarii. Binecuvintează toate bisericile, binecuvintează familiile, binecuvintează lucrarea Ta din lumea întreagă. Credeți că aceasta este o rugăciune? Dacă a zis vouă bani, dar care îi prinde, îi prinde, care nu, moare de foame. Este normal să ne rugăm doar la modul general? Este o rugăciune adevărată să te rogi la modul general doar pentru că binecuvintează misionarii din întreaga lume? Nu i-ar fi cu mult mai bine și cu mult mai puternică rugăciunea când o faci și zici, Doamne, binecuvintează pe X,
care este misionar acolo și care este un om al tău, binecuvintează-l, poartă de grijă, dă-i putere, dă-i cuvântul tău. Așa s-a rugat și acel creștin, frați și surori. Este doar o poveste, n-a fost realitate, dar să știți că în lumea aceasta și în viețile noastre, mulți dintre noi cădem la testele care vin din partea diavolului pentru simplu fapt că suntem oamenii care ne rugăm doar atunci când arde, doar atunci când ne frige, doar atunci când vedem necazul și când vedem problema. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune, după ce ne atenționează și ne spune că El este în ceruri și că este un Dumnezeu care ne cunoaște, următorul lucru care ne învață este sfințească-se numele tău. De ce oare vine și ne spune sfințească-se numele tău? Este un lucru foarte important. Ca să știu că Tatăl meu este în ceruri, este atotputernic și El este sfânt. Și primul lucru pe care trebuie să fie în viața unui om, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că în prezența lui Dumnezeu poate să stea cel păcătos? Nici vorbă. Și ne atenționează încă de la începutul rugăciunii că El este sfânt și eu trebuie să-mi sfințesc viața ca să pot să stau în prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, în rugăciune eu trebuie să-mi cer iertare. Primul pas în rugăciunea mea care trebuie să existe este să-mi cer iertare. Dacă eu nu mi-am sfințit viața, dacă eu nu mi-am curățit viața mea, frați și surori, cum pot eu să merg să mă lupt pentru cineva în rugăciune? Cum am zis că rugăciunea este o luptă, dacă în viața mea eu încă nu l-am biruit pe diavolul. Cum pot eu să mă duc să ajut pe cineva când eu singur am poveri mai mari ca și celălalt? Cum poate un orb să călăuzească un alt orb? Este exact același lucru. Frați și surori, dacă eu înainte de a merge să-i dau o mână de ajutor fratelui meu și surorii mele în rugăciune, nu am eu o viață în care am biruit pe cel rău, am biruit toate lucrurile și mi-am sfințit viața și eu sunt în prezența lui Dumnezeu și din prezența lui Dumnezeu eu trebuie să strig către ajutor, către Dumnezeu, să-L ajutăm pe fratele nostru. Nu vreau să spun altceva decât, frați și surori, aș vrea să fim conștienți. Începe programul în biserică și primul lucru pentru care ne rugăm, pentru bolnavi. Frați și surori, este normal și logic? Eu prima luptă, primul lucru care îl fac în luptă este să mă lupt cu diavolul pentru altcineva. Dar eu însuși l-am biruit? Îl am sub picioarele mele? Pe diavolul? Dacă nu l-am pe diavolul sub picioarele mele, înseamnă că eu sunt sub picioarele diavolului. Nu există să stăm amândoi în picioare. Ori eu pe el, ori el pe mine. Vreau să înțelegem foarte bine în această dimineață. Diavolul este foarte șiret. Nu te lăsa înșelat, frate și soră, că fără o viață de rugăciune vei putea să-l biruiești pe diavolul. Nu! Diavolul niciodată n-o să poată să te biruiască dacă ai o viață de putere. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, în legătură cu puterea? Iată că v-am dat putere. V-am dat. Cui? Nouă, frați și surori, în această dimineață, Biserica Muntele Sionului, nouă, cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte că El ne-a dat putere să călcăm peste scorpii, peste șerpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu poate să ne vateme, frați și surori. Nimic nu poate să ne facă rău. Frați și surori, haideți să ne ridicăm din starea în care noi suntem. Noi suntem de multe ori sub genunchiul diavolului, sub piciorul diavolului și noi avem puterea care ne-a dat-o, dar noi nu putem să folosim acea putere pentru că noi nu avem esența, nu avem combustibilul necesar care este rugăciunea. Ca și cum aș avea cea mai frumoasă mașină sau cel mai frumos avion, dar eu nu am să-i bag combustibil. La ce îmi servește mie mașina aceea? La ce îmi servește avionul acela? La nimic! Exact așa este viața de creștin fără rugăciune, frați și surori.
Haideți să mergem mai departe. Aș vrea să trecem de la rugăciunea Tatăl nostru. Am vrut doar să vă atenționez de aceste lucruri. Că primul lucru în rugăciune, frați și surori, este eu să-mi pun viața în rânduială și după aceea pot să te ajut și pe tine. Dar dacă viața mea nu este în rânduială, dacă eu nu mi-am sfințit viața, dacă eu nu mi-am curățit viața, degeaba vin, că vom cădea amândoi. Nu voi putea să te ajut. De aceea, frați și surori, de multe ori, nu avem biruință în rugăciune. Nu pentru alt motiv. Ăsta este unul dintre motivele pe care noi este că nu avem biruință în rugăciune. Gândiți-vă la primii creștini. Petru, Pavel, Ioan, toți acești oameni. Uitați-vă la Petru, cel care s-a lepădat de Domnul Iisus. Dar, repet, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, frați și surori, să fim foarte atenți. Am auzit foarte mulți frați creștini care spun, păi și Petru, și Petru este cel care s-a lepădat și Domnul a iertat. Da, frate și soră, dar Petru nu era plin de Duhul Sfânt cum este biserica în zilele din urmă în care noi trăim. Petru s-a lepădat pentru că a fost Petru singur. Dar după ce a fost pogorârea Duhului Sfânt din faptele apostolilor și toți au început să vorbească în alte limbi și au fost plini de Duhul Sfânt, ce spune Biblia despre Petru? S-a mai lepădat? Nu! Umbra lui Petru trecea peste bolnavi pe marginea drumului și erau vindecați. De ce? Pentru că Duhul Sfânt era în el. Unde este Duhul Sfânt din noi, frați și surori, biserică penticostală, care ne bazăm pe Duhul Sfânt? Unde este puterea Duhului Sfânt când noi punem mâinile la rugăciune? Unde este biruința pe care noi ar trebui să o avem? Puterea pe care Duhul Sfânt ne-a dat-o, iată că v-am dat putere. Iată semnele care vor însoți pe cei ce? Îți diaconi? Prezbiteri? Păstori? Nu, pe cei ce cred. Semnele care vor însoți pe cei ce cred, care sunt, frați și surori? Vor lua mână șerpi. Chiar dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Frați și surori, vor scoate dragi. Vor ajuta pe frații lor. Vor face eliberări. De ce? Pentru că ei cred în numele Domnului Iisus. Unde sunt semnele acestea, frați și surori? Suntem biserică care noi ne bazăm pe puterea Duhului Sfânt, așa-i? Să nu mai aud pe nimeni și sper să dispară din mintea fraților noștri ideea că Petru s-a lepădat și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că Petru s-a lepădat înainte de pogorârea Duhului Sfânt, după ce a fost plinătatea Duhului Sfânt, cum suntem noi, noi suntem plini de Duhul Sfânt, cum ar trebui. Noi nu avem dreptul să ne lepădăm, frați și surori. Nu avem dreptul, pentru că noi este ceva mai tare decât ce este în lume și noi nu ne lepădăm. Dacă ajung să mă lepăd, înseamnă că eu nu mai am de mult nimic de a face cu Dumnezeu și nici Dumnezeu poate cu mine. Repet prima parte a versetului. Luați seama, frați și surori, pentru că lucrurile nu sunt așa de simple și vrăjmașul nostru este atât de șiret ca să ne înșele și să ne mintă. Mai departe, următorul pas care este foarte important în viața unui creștin este la versetul 16. Când postiți, uitați-vă un al treilea lucru, frați și surori, care este necesar în viața unui creștin. Este primul, milostenie, al doilea este o viață de biruință în rugăciune, o viață de rugăciune și al treilea lucru este postul. Aceste lucruri, frați și surori, sunt lucruri care nu au voie să lipsească din viața unui creștin. Dacă unul din aceste lucruri lipsesc, să știți că este bai. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când postiți, să nu luați o înfățișare posomărâtă ca fățarnicii, care sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.
Haideți să ne uităm puțin, frați și surori, să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia despre adevăratul post. Dacă toți suntem la post, haideți să vedem care sunt lucrurile care noi trebuie să le facem în ziua de post. Nu doar că nu mănânc, nu este doar atâta, pentru că ca să nu mănânce cei care fac dietă, nu mănâncă, dar nu este numit post. Sau eu nu pot să fac dietă și zic, astăzi postesc, că fac dietă. Nu este post, frați și surori. Postul, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, la capitolul 58, începând cu versetul 6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă, deznoadă, dă drumul, rupe, împarte, adu, dacă vezi, acoperă-l, nu întoarce spatele. Ați înțeles? Și acum citim. Dezleagă lanțurile răutății. Deci tu trebuie să dezlegi. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți. Rupe orice fel de jug. Împarte pâinea cu cel flămând. Adu-ți în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Frați și surori, aș vrea să mai citesc o dată acele cuvinte. Și cei care vă însemnați în Biblie, ar fi bine să vi le însemnați. Iată postul plăcut mie, dezleagă, deznoadă, dă drumul, rupe, împarte, adu, dacă vezi, acoperă-l, nu întoarce spatele. 9 lucruri pe care noi trebuie să le facem în ziua de post. Nu doar că fac dietă și nu mănânc. Nu vreau să intru la posturile care sunt scrise în Biblie. Dar vreau să vă spun un lucru, frați și surori. Postul este de mai multe feluri. Cel mai dur este postul negru, în care nu mănânci și nu bei. În cuvântul lui Dumnezeu vine și ne vorbește despre postul care tu poți să bei apă în ziua aceea. Și este post. Este postul în care tu poți să mănânci doar zarzavaturi. Și este post. Să ne înțelegem la un lucru, frați și surori. Postul ce este? Abstinență de plăcerile tale pentru ca să te închini mai mult lui Dumnezeu. Este o abstinență din ceea ce ție îți place. Adică dacă ție îți place mult să mănânci peciuga de poio, în ziua postului tău nu mânca peciuga de poio. Ați înțeles ideea, frați și surori? Haideți să mergem mai departe. Următorul pas care este foarte important. În viața unui creștin, am spus, pe lângă post. Dar un alt lucru, iarăși, frați și surori, care tot aici în Isaia ne spune, care de multe ori noi nu l-am citit și nu băgăm de seamă. Haideți să vedem consecințele care sunt adevăratului post. Ce realizăm noi prin adevăratul post? Haideți să ne uităm la versetul 8. Spune, deci, după ce ne arată la versetul 6 și versetul 7, ce trebuie să fie în adevăratul post, la versetul 8 vine și ne spune, atunci când ai trecut prin toate aceste 9 puncte, acest 9 pași, atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu că noi trebuie să fim lumina lumii. Ce spune? Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și... Ce spune acolo? Vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte. Și, un lucru foarte important, slava Domnului te va însoți. Are rost să postim, frați și surori. Avem nevoie de să fim lumină. Avem nevoie de vindecare. Avem nevoie ca neprihănirea noastră să meargă tot mai mult. Avem nevoie ca slava Domnului să vă însoțească, să fie Dumnezeu de partea noastră. Avem nevoie de aceste lucruri. Astea sunt consecințele adevăratului post. Spune, atunci când tu postești adevăratul post, aceste lucruri vor fi de partea ta. Și spune, atunci, un alt lucru, deci nu se termină aici, atunci tu vei chema pe Domnul
și Domnul va răspunde. În rugăciune, iată ce importanță are postul. Eu fără post, fără milostenie, fără nimica, fără o viață de trăire, mă duc și cer Domnului lucruri mari. Și aici vine și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, vine și ne spune că în urma postului, uitați-vă consecințele care le ai, lucrurile care sunt. Tu vei chema pe Domnul și El îți va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă! Ce important, frați și surori, și care dintre noi creștinii, când strigăm, Tată! Și El să vină să spună, iată-mă! Ați vrea să fie lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este posibil acest lucru. Ca Dumnezeu care este în ceruri, care este Tatăl, care este suveranul, în momentul în care copilul lui strigă Tată, El să vină și să spună, iată-mă! Repet, vei striga și El va zice, iată-mă! Vedeți că este scris în cuvântul Domnului. Iar mai departe, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințări cu degetul și vorba de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci, din nou același cuvânt, atunci, doar după ce ai împlinit aceste lucruri, lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. O călăuzire neîncetată. După aceea, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale, care sunt bolnave. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al cărui apă nu seacă. Frați și surori, se merită să postim. Se merită dacă citim cu adevărat aceste lucruri. Și dacă avem într-adevăr nevoie de aceste lucruri, frați și surori, haideți să ne punem, cum spun spaniolii, că nos ponemos las pilas, să ne punem bateriile, frați și surori, și să ne punem la rugăciune, să ne punem la post, să ne punem la trăirea pocăinței. Știți ce e cel mai ușor, frați și surori? Să vin aici în față și să predici la pocăiți. Asta este un lucru foarte ușor, pentru că orice aș zice, și dacă greșesc, are vreunul dintre voi curajul să se ridice în timpul programului, să zică, frate Viorel, n-ai spus bine acolo. Nu. E cel mai simplu. Dar, frați și surori, pocăința nu este aici. Pocăința este de la ușă în afară. Acolo, când ești în mijlocul lupilor, ca și o oaie în mijlocul lupilor. Acolo unde tu trebuie să arăți că ești adevărat creștin. Acolo unde trebuie să fii lumină. Noi suntem lumină, frați și surori, dar fără post, spune Biblia, că nu vom putea să fim lumină în lumea aceasta. Fără trăirea pocăinței. Nu doar predicarea pocăinței. Pentru că predicatul este simplu, frați și surori. Te pregătești din Scriptură și spui câteva vorbe și te rogi Domnului și Domnul vorbește. Dar trăirea, ceea ce eu vorbesc în această dimineață, frați și surori, ce este în viața mea, în viața ta, în viața fiecăruia dintre noi? Ai biruința? Ai lumina? Ai călăuzirea? Ai puterea? Ai toate aceste lucruri? Dacă nu, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, luați seama, frați și surori, în această dimineață. Aș vrea să trecem la un alt punct, care este la versetul 19. Cuvântul lui Dumnezeu până aici ne-a învățat cum să creștem din punct de vedere spiritual, să ne apropiem de Dumnezeu. Dar acum Dumnezeu ne arată o piedică. Un lucru care nu trebuie să existe în viața unui creștin. Nu vă strângeți comori pe pământ. Este următorul pas, la versetul 19. Frați și surori, nu spune cuvântul lui Dumnezeu să nu munciți, să nu aveți, ci cuvântul lui Dumnezeu nu vă strângeți comori. Pentru că știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Uitați-vă aici, unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră.
Îmi aduc aminte când vorbeam în urmă cu ani de zile cu cineva care vroia să facă o investiție de bani. Și i-am spus, ai grijă, acolo unde vei investi banii pe care tu i-ai, acolo vei fi, acolo te vei duce. Știți ce m-a spus? Nici vorba. Eu aici voi sta în Spania. Eu aici am chemare din partea lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu m-a chemat pe mine în lucrare. Și a zis, ai grijă, unde investești banii, acolo vei merge. Frați și surori, la câtva timp, nu mult timp după aceea, fratele acela a trebuit să plece în România, pentru că investiția pe care el a făcut-o nu avea încotro, trebuia să meargă acolo. Era nevoie de el acolo. De ce? Pentru că unde sunt banii tăi, acolo vei fi și tu. Și unde sunt banii tăi, acolo va fi și sufletul tău. Și cuvântul lui Dumnezeu la acest lucru ne îndeamnă la un singur lucru foarte important. Nu încercați să vă cheltuiți energia spirituală, fizică, materială, să vă strângeți comori. Cu cele trebuincioase, frați și surori, eu cred că este îndeajuns. Nu vă chinuiți, frați și surori, pentru că lucru care poate să-l facă toate aceste lucruri, averea și comorile, este să ne fure sufletul din locul în care trebuie să fie. Pentru că spune, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Frați și surori, este o avertizare din cuvântul lui Dumnezeu. Și mai departe vine și ne spune un lucru foarte important. Oamenii care se dedică să strângă comori, vine și ne spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 24. Uitați-vă! Aici face Dumnezeu distinție că sunt două categorii de Dumnezei, două categorii de slujitori, două personalități la care noi putem să slujim. Începând de la versetul 24, spune nimeni, să nu credeți că poate să fie o excepție, spune nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Este exact ideea care este un pic mai sus, frați și surori. Se referă la strângerea de comori. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui. La versetul 24, ultima parte, lui Dumnezeu și lui Mamona. Frați și surori, un om care își dedică viața și timpul pentru a strânge comori în lumea aceasta, este foarte clar conform a ceea ce spune aici. Să nu ne înșelăm singuri. Haideți să nu ne înșelăm singuri. Slujim lui Mamona. Putem să venim în adunare să predicăm. Putem să venim în adunare să cântăm. Putem să venim în adunare să dăm bani la biserică. Putem să facem o grămadă de lucruri, frați și surori. Dar este o piedică, este o barieră. În momentul în care ai multe lucruri, ca și tânărul cel bogat, când i-a spus Domnul Iisus un lucru, vinde tot ce ai și vină de urmează-mă. La câți oameni le-a mai spus Domnul Iisus, vină de urmează-mă? Ce le spunea Domnul Iisus? Du-te acasă și arată-te preoților și du-te acasă, familie, du-te. Când a venit cineva și a zis, Doamne, vreau să te urmez. Nu, tu du-te acasă. Și acelui tânăr i-a spus, vinde tot ce ai și vină de urmează-mă. Vei fi gata în ziua de mâine. Tot ce te-ai chinuit în viața ta să pierzi într-o pușcătură din deget, ești dispus? Continuă și strânge comori atunci. Pentru că asta va fi sfârșitul tuturor lucrurilor, frați și surori. Sau vei ajunge cu ele să rămâi aici jos pe pământ. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pământul va arde cu tot ce este pe el. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne strângem comori acolo sus în ceruri. Să ne strângem comori prin dărnicia noastră, prin viața noastră, prin aceea ce tu poți să ajuți pe aproapele tău. Dacă știi să faci un bine și nu-l faci, ce spune Scriptura că este, frați și surori? Este un păcat. Dacă ai posibilitatea să faci un bine și nu-l faci, să știi că ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu.
și cu păcat înaintea lui Dumnezeu nu pot să mă duc. Nu pot să stau în prezența celui sfânt, 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 eu vin cu păcatul. Frați și surori, aș vrea să trecem mai departe. Un alt lucru este la versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Am văzut prima categorie de oameni la versetul 19, care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre oameni care au bani. Spune aici către unul dintre ei care are bani, are de toate, spune, nu te îngrijora de ziua de mâine? La niciunul, nu spune. Dar mai în jos vine o altă categorie de oameni care n-au nimic și spune, voi care n-aveți nimica, spune, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă de ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă ce vă veți îmbrăca. Frați și surori, are cuvântul lui Dumnezeu mesaj și pentru cei care sunt săraci. Săraci care nu au bogăție, care nu au lucruri de sobra, cum ar veni. De ce? Pentru că poate oamenii aceștia n-au avut, pentru că și-au dedicat viața lor la alte lucruri spirituale. Și dedicându-și viața lor a venit un moment în care au adus lipsă. Au dus lipsă în așa fel încât n-au avut ce să mănânce, poate. Și eu vreau să vă spun un lucru, frați și surori. În Spania, pe vremea când era foarte bine, Dumnezeu pe mine m-a trecut printr-o cercare în care n-am avut ce să mănânc. Când în Spania se ducea bine. De ce? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Te pune la încercare și vine și îți spune, ai? Da, vreau să văd dacă ești în stare să pierzi tot ce ai. Dacă nu ai, ce vreau să văd dacă ești în stare să-mi ceri. Și vreau să vă spun un lucru, frați și surori. M-am pus pe genunchi. Eram acasă. Eram cu Alina și cu Darius. Eram chiar la început. Eram urmă cu ani de zile. Ne-am pus și ne-am rugat. Și nu ne-am ridicat bine de pe genunchi și a sunat cineva la poartă. A venit la mine un băiat care nu mergea la biserică, nu era de la adunare. Și a venit și a spus, Viorel, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți aduc banii ăștia. Zice, și mi-a dus banii. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care când te pune la încercare, El îți poartă de grijă. Dacă nu ai bani de pâine, dacă nu ai cele trebuincioase, dacă nu ai celelalte lucruri, să știi că este momentul în care Dumnezeu te pune la încercare. Cere-i Domnului binecuvântarea. Și eu cred că fiecare dintre voi ați ajuns să duceți lipsă și ați ajuns să trăiți și în belșug și știți cum este viața și la bine și la așa cum spunem noi, la rău. Dar ești mai aproape de Dumnezeu. E greu, e rău, dar ești aproape de Dumnezeu. Iar în partea cealaltă ai bani, ai de toate, dar te simți mai departe de Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe, frați și surori. Am văzut și categoria aceasta de oameni care nu trebuie să se îngrijoreze de bani, de nimica. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, frați și surori. De ce este un alt lucru foarte important pentru noi în ziua de astăzi? Pentru că, frați și surori, cel care are se îngrijorează să aibă mai mult. Și iubirea de bani, să știți că este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au încercat să se îmbogățească, au căzut. Au căzut jos de tot, frați și surori. Au căzut de la pocăință, s-au străpuns cu multe necazuri, cu multe suferințe. De ce? Din pricina că au vrut să aibă. Și este o dorință care poate de multe ori zice, nu e atât de greu și nu e atât de grav ca să vrei să ai. Dar Dumnezeu care este Tatăl, care ne cunoaște, El știe toate lucrurile de care noi avem nevoie. De aceea, frați și surori, în această dimineață, haideți să avem grijă cu aceste lucruri. Sunt aceste lucruri, aș vrea să le repet și cu aceste cuvinte aș vrea să închei. Luați seama, frați și surori,
Să facem milostenie, să ne rugăm, să postim, să nu strângem comori aici jos pe pământ, frați și surori. Să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, pentru că îngrijorare știți ce înseamnă? Necredință. Și eu când mă îngrijorez, nu-L cred pe Dumnezeu în stare să-mi poartă de grijă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Și celui ce crede, adică celui ce este tare și nu se îngrijorează, toate lucrurile sunt cu putință. Iar ultimul lucru și ultimul sfat care ne-l dă cuvântul lui Dumnezeu este căutați mai întâi, frați și surori, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea, căutați ce este sus, nu ce este jos, pentru că tot ce este aici jos pe pământ va arde, frați și surori. Pentru că apostolul Ioan vine la un moment dat în Apocalipsa și spune un lucru mare. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Orice am avea aici, frați și surori, va arde. Haideți să ne dedicăm mai mult timpul nostru și energia noastră, frați și surori, în ne apropia de Dumnezeu care este sus în cerul. Pentru că noi, ca și creștini, avem dorința să ajungem acolo cu El. Căci dacă noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru lucrurile de aici, frați și surori, suntem cei mai nenorociți oameni. Nădejdea noastră este sus. Nădejdea noastră este sus și noi acolo vrem să ajungem și ținta noastră este cerul. De aceea, frați și surori, haidem în această dimineață să ne cercetăm viețile și să vedem care este calea pe care noi mergem. Și dacă este calea noastră o cale care nu ne duce acolo sus, nu este calea pe care Scriptura ne spune, haideți să ne oprim, frați și surori, și să schimbăm viețile noastre, căci dacă mergem pe calea care noi suntem acum, s-ar prea putea să ajungem în iad. Și aceasta este ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ce vă spune fratele Viorel. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să ne păzească de orice lucru rău pe toți. Amin.